în casă eram. M-au zis o bubuitură, o bubuitură. Și am ieșit repede afară când am văzut aici mașinile, pe urmă a venit salvar, că l-a luat pe cineva. Șoferul de la mașina cealaltă l-a luat salvarea și a plecat. Accidentul rutier s-a produs la intersecția a două străzi din oraș când un șofer care nu a respectat semnificația indicatorului oprire și nu a acordat prioritate de trecere a intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe drumul cu prioritate. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a șoferului care circula regulamentar și a pasagerului acestuia. Din primele cercetări rezultă faptul că autoutilitarea Renault, care circula pe strada Decebal, nu a oprit la semnalul, la indicatorul rutier stop, nu a acordat prioritate autoutilitarei Volkswagen și a intrat în coliziune cu aceasta, în urma cărui a rezultat un accident soldat cu victime omenești, cu două persoane care erau în autoutilitarea Volkswagen. Sunt rănite ușor. În urma impactului, ambele mașini au fost proiectate în gardul unei case. Proprietarul spune că în zonă se petrec frecvent astfel de accidente. Ce-o fi având ăștia cu gardul meu mereu? Ce-o fi având ăștia cu gardul meu mereu? Poliția atrage atenția conducătorilor auto să circule cu prudență în această perioadă și să adapteze viteza la condițiile meteo.